Conducerea Organizației Județene a Partidului Național Liberal a anunțat în cadrul unei conferințe de presă deciziile care au fost luate astăzi în biroul politic județean. În discuție sunt hotărâri de organizare internă și care, după cum a afirmat președintele Ionel Bogdan, vor duce la câștigarea alegerilor din 2019 și 2020. Astfel s-a decis să fie numit în funcția de secretar general al filialei PNL Maramureș Felician Cerneștean, iar Dana Bledea în cea de secretar executiv. De asemenea, de acum înainte, Doru Lazar va fi trezorier și vicepreședinte pe economie, în timp ce purtătorul de cuvânt al formațiunii va fi consilierul băimărean Cristian Niculescu Țigârlaș. Alte decizii au vizat organizațiile din teritoriu. Va fi esențial să organizeze întâlniri cu cetățenii, dezbateri publice în fiecare comună, în fiecare sat unde Partidul Național Liberal este reprezentat în județul Maramureș, se va întâmpla acest lucru. Iar opoziția noastră va fi una constructivă, o opoziție care va aduce comunităților locale și județului Maramureș proiecte care vor fi promovate de Partidul Național Liberal dinspre cetățeni, spre administrație. Ionel Bogdan a mai menționat că din toamnă va începe și desemnarea candidaților de primar pentru fiecare localitate din Maramureș. Sunt deja organizații unde avem potențialii candidați foarte buni, foarte bine pregătiți și care sunt sigur că vor câștiga alegerile în comunitățile lor. Dar, prin măsurile pe care le-am luat astăzi, vom determina dacă fiecare organizație din județul Maramureș și a Partidului Național Liberal este pregătită să intre în alegeri, are un om pregătit ca să câștige și să-și aducă un aport pozitiv comunității din care face parte. Ionel Bogdan a precizat că PNL Maramureș își dorește să aibă candidați profesioniști, candidați care să nu poată fi contestați nici din punct de vedere profesional și nici politic.